Șomus Fălticeni va începe pregătirile de iarnă pe 29 ianuarie, cu o săptămână mai târziu decât celelalte două echipe sucevene din Liga a III-a, Foresta și Bucovina Rădăuți. La reunirea lotului vor lipsi 6 dintre jucătorii care au evoluat la Fălticeni în sezonul de toamnă. Este vorba despre Vasile Padovei, Ionuț Nechitoaia, Paul Ungureanu, Bogdan Melinte, Iulian Dohotaru și Adelin Arăpașu. În locul acestora, conducerea grupării de pe malul Șomuzului încearcă să aducă jucători de la liceul cu program sportiv Suceava, de la juniorii clubului FC Botoșani, dar și din Liga a IV-a suceveană. Fălticenenii vor face pregătirea de iarnă pe plan local, iar până în momentul de față au stabilit un singur meci amical pe 3 februarie la Roman, în compania echipei FC Botoșani 2. În primul meci oficial din 2019, programat pe 2 martie, Șomuz Fălticeni va juca pe terenul grupării CSM Focșani.